Anioc și Zatate, eu sunt Mitu și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să joc Road of the Dead, un alt joc Flash, la care m-am gândit să-l joc, doar că nici nu știu de ce nu am făcut-o mai devreme. Cred că prima oară când am jucat jocul ăsta, oricum nu mi-a plăcut din cauza că era scary, ori pentru că, nu știu, nu mă pricepeam eu la el. Dar în orice caz, hai numai să jucăm. Nu știu, sincer, ce să aleg dintre astea patru, dar hai să dăm polița asta. It's recommended to play the așa first, are you sure to... Ah, The Great Escape, ok. Asta să fie. O fi vreun copyright pe aici ceva? Bă, mă juc ca lumea, ce-ai? Mi-ar părea rău să ce s-o scot afară. În tot sângele ăla. This is an emergency alert system broadcast. This is not a test. Hello, citizen. Due to unforeseen and unexplained events, the city has been quarantined. Please stay home. Lock all your doors and windows. Stay out of sight till further notice. Repeat, it is crucial that you stay in your home and out of sight. Martial law is now in effect, and anyone trying to exit the city will be shot on sight. This is not an exercise. Stay home till further notice. Păi știi poate de ce a încercat să iasă? This is bad. This is not an isolated cave. It just got up and started walking. Get it for the base. Sector C was already overwhelmed. What do you want us to do? They're freaking dead and still walking, goddammit. Get a hold of yourself. We're trained to handle anything. So stick to your job. Walking dead. Shit. I'm not staying here. I gotta make it through the highway. It's probably my best bet to get out of the city. Ah, ok, deci fac gen... am zero. Fac ala... Earn to die. Back to main menu. Drive to Evans City. Așa. Aha, all the controls can be changed in the option. Press space to continue. Aborting. If at any time you want to abort your current escape, just move your mouse in the top of... on the top center. Area and use the abort button to return to the garage to plan your escape better. Q quality. Ah, okay. Dispatch, give me a report on the highway checkpoint points. All highway units are in position. Traffic is stopped and the city exits are secured. Ah, fuck. Okay. Over. Hai că pot. Așa. Să atac. Ah, okay. Mamă, am spart geamul ăsta, parbrizul acum. În fine. Hai de capul meu. Aaaa! Fuck! Bine că mi l-am spart iară. Presupun că o să devină destul de dificil. Bă, l-ar ataca un duster? Mă, trebuie să recunosc că jocul ăsta e foarte reușit. Bă, dă-te! Hai de capul meu! No, bine, de astea nu-mi pasă. Pot să cag pe ei, dar să nu-mi distrug mașina de tot din alte mașini sau să omor alți oameni. Ce dracu să le fac dacă au ieșit afară? Checkpoint to base. We have a moving vehicle headed our way. Taci-mă din gură. De unde? De ce ai crede tu că sunt mort? Taci! Nu mă împuși tu pe mine. Nu. Să te prind că văd vreo gaură în mașina mea. Pleacă. Marș dracu. Gunoi. Touch. Ah, l-am ratat. Dar hai că nu mai distrug mașina mai mult. Dă-te fă. Așa. Ce dracu? A, sunt zombie, nu vedeam ce e. Jos! Bă, de ce nu merge? Bă! Nu pot să văd nimica. Mă, ce? Trebuie să mă lovesc sau ce trebuie să fac? Ai, nu.
Ok, bine că n-ai intrat. Fuck. Hai că sunt aproape să mor, sincer. Că bine am făcut să dau un jump. Parbriz. Mă rog, tot jump este, presupun. Și până unde duce chestia asta? Pleacă, fă! Mă rog, era bună puțin pussy la volan. Și un roadhead, știți ce zic? Getting roadhead, getting roadhead. Dar mai bine nu. Speed racer. Am un achievement sau ce? Ok. Hai că nu-i rău. Morș! Nu. Nu. Ai. Asta scutii sau ce sunt? Dar o să fie ok? Ok. Hai că nu fac chiar așa de rău. Why the fuck you lying? Mă, ce cu toate blocajele astea, fratele meu? Ok. Ah! Dă-te! Nu! Ah! Bine că s-a dat jos. Dar mașina mea e dată dracu. Dă-te! N-ar trebui să oprești mașina, că e în flăcări. Tu, Baren, dă-te dracu! Și tu dă-te dracu! Pe tine te las că ești prea aproape de mașină. Băi, să nu mai zgâi chiar dacă e făcută praf deja și în flăcări. Dar contează și cea mai mică zgârietură pentru mine, mai ales pentru o mașină așa frumoasă. Progress saved, Red Ridge. Cât de aproape sunt? Checkpoint to base. The target is still going. Da, încă mă mișc. Morș, gunoi. Dă-te. Presupun că pur și simplu poți să dai înapoi la chestia asta dacă ai comis la această faptă, că efectiv că efectiv treci cu mașina în flăcări printre zombi, plin de sânge, în pericol să mor efectiv împușcat sau mușcat sau explodând ca acum. Atunci nu-ți mai pasă că oricum mureai înăuntru la casa ta, că probabil nici nu aveai provizii făcute, nu poți să ieși afară, că e mai rău ca și virusul de acum, știi ce zic, de COVID-19. Adică după ce acum magazinele sunt goale, poți să ieși, da, magazinele sunt goale, dar minte acum. Când e un, cum să zic, epidemie? Da, epidemie zombie, că parcă așa e un pandemic, că așa e în carantină orașul sau nu știu cum. Bă, dar jocul chiar e șmecher. 6 km în 6.01. A, 301 RP. Ok. Dar ce înseamnă RP? Vine. 5 zombies hit. Deci press bonus. Soldiers hit. Interesting. Zero clinging enemy shot down. Clinging enemy shot. În fine. Zero helicopter defeated. Nu știu cum e aia. Space. Cars, people and chaos. That's what I must expect. I just can't crash my car out there or I'm dead. Păi, deja ai murit. Vreau să spun că asta e pur și simplu ceva foarte profund, că el este doar un personaj fictiv. Nu este un om real, este doar în imaginația noastră. Și practic e nemuritor pentru că putem aduce la viață cât vrem. Dar nu știu unde am vrut să ajung cu chestia asta. Upgrade, you will spot soldiers all around in the distance. Body armor will give you body protection, will reduce direct damage from bullets and explosion. Firearm. Huh. A pistol will give you a fighting hands against zombies. Close encounters. Ok, n-am destul. Așa, mai am 116, pot să fac ceva cu asta? Horn. With the chaos on the street, a louder horn will help you get the vision out of the way and track zombies if you're crazy enough to want that. Tires. Tougher tires will be better control and resistance against spike. Nu știu cum. Pot să iau altceva decât horn și nu știu dacă mă ajută neapărat. Hai că pistolul e suficient. Handbrake. Space. Pistol key. Ok. Water jugs. When you're on the verge of exploding and your car is on fire, try to hit these big blue water jugs to put out the fire and give you a chance at surviving this hell a little longer. Hitting water jugs also washes the blood off your windshield. Ok, hai, bagă viteză. Asta
W, normal, W ASD. Așa. Poți să... m-am gândit că poți să... The target is still going. Are you kidding me? Maintain your position. The next checkpoint will handle. 12 ground troops on Highway 65. We're to intercept and shoot down the target. Over. Outpost 10. I need a sit rep. Nu știu dacă mă ajută. Adică îmi dă bonus dacă lovesc din ăștia. Dar nu știu dacă ar trebui neapărat. Ah, fuck, că mi-am spart niște... Nu, mi-am spart... Am trecut prin cuie. Nu-i bine. M-am dat dracu. Ok, unde dracu e? Abort. Unde e butonul de abort? Marș, mă! Ok. Unde e butonul să renunț, frate? Am doar tăiat gloanțe, pe bune? Presupun că am avut puțină nevoie să mă opresc pentru că nu puteam efectiv să găsesc butonul să dau abort. It's a highway. There's gonna be tons of abandoned cars and accidents when I get there. We give you better control and resistance against spike strips. Better control. Huh. The road will be full of stuff. Sure. This wheel should make it easier. Okay. Hai că mai fac una și gata. Wiper ski. Ok, deci poate să-i dea la o parte. Are you kidding me? Maintain your position. The next checkpoint will handle. 12 ground troops on Highway 65. Așa, o să încerc să o vezi cât mai puțin, cât mai puțin. Ok. Hai că merge bine. Fuck. Așa. E bine. Hai că am loc. Mă, du-te, dracu, că n-am lovit nimica. Hai că nu-mi pasă dacă lovesc pe proștii ăștia, dacă alargă pe autostradă ca tâmpiții. Ce dracu să le fac? No, bine, mă, deci sunt sigur că acolo n-am lovit nimica. L-am explodat, fratele meu. Hai că mi-a plăcut. Tu, du-te, dracu. Gunoi. Și tu. Așa, hai că nu mi-am spart roțile. E bine, tu pleacă, dracu. Ce faci, măi, fată, măi? Ok, marș. Așa. Marș și tu, și tu, și tu. L-a arătat pe ăla. Tu pleacă. Mă, de ce? Gunoi. Mă, de ce n-am putut? Mi s-au spart roțile? Că nu înțeleg. Are un volan, ce e și ăsta? Ce fel de mașină e? Arăta o țără ca un Mustang. Trebuie să recunosc. Mustang, cred. Gunoi. Doamne, că-s... Sir, the target is approaching. We have a visual on his front plate. Sending the data your way. Over. Unde e apa aia? Unde e apa aia, frate? Ok. Dar nu cred că pot să-mi trec recordul niciun caz. Nu este. Fuck. Mă, n-am găsit nicio apă, serios, sunt așa de rare chestiile astea. Nu, bine, hai să vedem ce am la garaj. Body armor. Nu pot. Bumper. Să fie windshield. Horn. Sure. Adică de ce nu? Deși am irosit 100 de RP. Ce înseamnă RP? În orice caz. Cred că e totuși suficient pentru episodul ăsta.
Sper că v-a plăcut. Eu sincer chiar aș mai juca jocul ăsta. Deci spuneți-mi în comentarii dacă mai vreți să fac un episod sau de alt joc Flash. Cred că m-aș gândi să mă întorc și la Cactus McCoy sau McCoy, cum dracu se numește, sau mă rog, cum se pronunță. Da, mă, arată ca un fel de Mustang, sincer. În fine. Deci mulțumesc de vizionare, sper că v-a plăcut clipul. Dați un like dacă vreți să mai aveți alt episod din seria asta. Dați un share dacă vreți să mă ajutați canalul să crească sau dacă vreți abonați-vă. E o alegere mai bună după părerea mea. Puneți-vă și notificările, e de ajutor. Și eu cam atât am avut de spus. Hai, marș.